Bun găsit, doamne și domnilor, suntem în legătură directă cu Cluj-Napoca, cu noua sală a orașului, cea mai modernă, cea mai frumoasă din România. 7.227 de locuri pentru suporterii clujeni au la dispoziție ardelenii ca să-și vadă echipele favorite în această bijuterie de sală care se inaugurează cu o competiție sportivă chiar acum, cu partida dintre Universitatea Alexandrion Cluj și Corona Brașov, meci din etapa cu numărul 12 a ligii feminine. A mai fost un concert săptămâna trecută la Cluj-Napoca în această sală, în 31 octombrie, dar este prima manifestare sportivă pe care o găzduiește această superbă sală, care trebuia dată în folosință cu mai bine de un an și jumătate în urmă, însă a fost o contestație a firmei care a pierdut licitația și, știți cum se întâmplă pe la noi, s-au blocat lucrările, a avut de pierdut numai sportul din Cluj-Napoca, dar și suporterii săi minunați. De acum încolo, iată, Clujul se mândrește, se fălește cu această superbă sală. 7.227 de locuri, vă spuneam, pentru manifestările sportive au la dispoziție suporterii echipelor din Cluj, echipa de basket, băieți și echipa de handbal fete sunt cele mai valoroase, adevărat, nu mai sunt trupele din urmă cu 2-3 ani pe care le avea Clujul, însă cu această sală trebuie să se investească din nou în sportul clujean și echipele să-și revină. Iată echipa lui Ioan Anise Nocico, Enache Bogdan și Măzăreanu la poartă, Florea Paraschiv, Vălean, Ivan Chintoan, Lazlo, Biriș, Tetean, Sănăcică și Cârjan sunt cele 14 handbaliste ale lui Ioan Ani Sănăcică. Înaintea acestei partide, Clujul este pe locul 13 în Liga Feminină, 11 meciuri jucate, 2 victorii, 2 egaluri și 7 înfrângeri. De partea cealaltă, Brașovul, pregătit de Bogdan Burcea, locul 4 în clasament, 8 victorii, 2 egaluri și o înfrângere, 26 de puncte pentru brașoveni. Mârcă, Dedu, la poartă, Dincă, Bondar, Chiper, Brădeanu, Neagu, Țăcălie, Hotea, Briscana, Petre, Rațiu, Tudor, Pricopi și Zamfir sunt cele 15 handbaliste pregătite de Bogdan Burcea. Din acest lot, Mica Brădeanu nu s-a accidentat în ultimele două zile, deoarece are o problemă la spate, însă ea este trecută pe foaie, să vedem dacă va putea să intre să-și ajute echipa. Însă la cum a jucat Corona Brașov în acest sezon, este favorită în partidă. Dănuleț și Iordache, arbitrii acestei întâlniri. Ați mai văzut pe Digisport astăzi alte două meciuri. Turda a învins la Baia Mare pe Minaur cu 36-33 și în primul meci al zilei Ploieștiul a învins pe Deva 28-23. Așa cum s-a întâmplat și la București când s-a inaugurat Arena Națională la stadionul de fotbal, mulți suporteri vin și pentru frumusețea arenei, vin și din curiozitate, însă acești fani pe care îi vedeți acum imagine, cei care au ca moto, aduceți aminte, te iubesc mamă, dar nu mai mult KPU, sunt suporteri adevărați ai universității care vin la toate partidele de fotbal, de basket și de handbal. Înaintea acestei partide, în etapa precedentă, Brașovul a învins Slobozia 33-23, iar Clujul a pierdut la Constanța 28-33. Etapa viitoare, Clujul joacă la Baia Mare cu HM miercuri la ora 17 în direct pe Digisport 3, în timp ce Brașovul va întâlni ultima etapă a turului pe SCM Craiova miercuri viitoare, 19 noiembrie. Cosmin Sălăjean, director sportiv al Clujencilor, ne-a declarat înainte acestei întâlniri că, normal, este mândru că echipa sa inaugurează această nouă sală din Cluj-Napoca și își dorește formația sa o victorie în fața Brașovencilor, chiar dacă handbalistele Coronei, spuneam, sunt favorite în această întâlnire. Pe partea cealaltă, Bogdan Burcea a spus pentru știrile Digisport că
își dorește să continue parcursul foarte bun pe care îl are echipa sa și logic trebuie să câștige astăzi la Cluj-Napoca, chiar dacă Mica Brădeanu nu este aptă pentru această partidă. Iată, nu începe din primul minut Brașovul cu Mica Brădeanu. În centru este Pricopi, în interstânga, în interstânga Țăcălie, în extrema stângă Hotea, interdreapta ați recunoscut-o pe Tudor, keeper pe extrema dreaptă, pivot Popa Petrei. Țăcălie angajează pivotul, gol pentru Brașov, primul gol în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Reușește Corona Brașov prin pivotul său Pop a Petrei. Spunea și Bogdan Burcea înaintea partidei că este o sală extraordinară, toată lumea își dorește să joace în asemenea săli. S-au antrenat brașovencele ieri după amiază aici. Chintoană pe pivot pentru Cluj, în centru Senocico, în dreapta Popa, în stânga Ivan. Senocico pasă în extremă și gol pentru Universitatea. A fructificat de pe extrema stângă. Avem acum în reluare reușita sa. A fost Tetean. În extrema dreaptă titular este Paraschiv. Aruncă de la distanță interdreaptă al Brașovului. Nicoleta Tudor a blocat Măzăreanu. Și acum pozițională pentru gazde, Senocico, blocată de Țăcălie, mingea pentru Ivan, care a ajuns în interdreapta. O singură schimbare între apărare și atac la Universitatea Cluj. A intrat din nou tânăra Laura Popa, 19 ani. Este de la Slatina, dar a jucat și la centru Vâlceanuță din Râmnicu Vâlcea. Aceasta este veterana echipei, capitanul Ali Senocico. Aruncă Ivan pe portar, a scos Dedu, a recuperat Pricopi, pasă pentru Tudor. Schimb de pasă între cele două handbaliste. A fost împinsă ușor Andreea Pricopi, o metri pentru Corona Brașov. Echipa care a învins în acest sezon pe HM Baia Mare în derbiul desfășurat la Brașov. Tudor a primit cum copii, a aruncat previzibil și a scos Măzăreanu. Nu și-au reglat tirurile avalistele de la 9 metri și aruncă mișocul porții. Pradă ușoară pentru portar, Sălăcico aruncă cu mâna stângă, a pătrun și a scos 7 metri cu faultul lui Popa Petrei. A fost apărare semicerc la Popa Petrei, mai mult a împins Țăcălie, nu mai contează. Din nou iese în evidență echipamentul brașovencilor, vă spuneam, la fiecare partidă. Între cele mai frumoase echipamente din sportul românesc, cel de la Corona Brașov. E adevărat, contează și sponsorii pe care i-au, deoarece este contrast pe echipament, nu este un echipament simplu care să nu iasă în evidență. Gol pentru Senocico, Clujul conduce 2-1 pe Corona Brașov. Aruncă, mingea a fost deviată, a încercat Tudor să înscrie. Este corner pentru Corona Brașov, echipa care dă cele mai multe jucătoare lotului național pregătit de Gheorghe Tadic pentru campionatul european din decembrie. Turneul final care începe în 7 decembrie la Debrecen, în România, știți bine, într-o grupă cu Danemarca, Norvegia și Ucraina. Mai puțin de 9 jucătoare a fost în locul României de la Brașov. Irina Ivan a avertizat o cartonașul galben. Tudor pentru Pricopi, apărare avansată pentru gazde, mingea ajuns în extremă, bară, Hotea recuperează Pop și fructifică pivotul Brașovului cu a doua reușită din tot atâta încercării meci.
La Corona Brașov v-ați recunoscut-o pe bancă și pe Nicoleta Dincă, fosta jucătoare a Clujului până anul trecut. Ea a evoluat în sezon la Craiova și apoi a venit în vară la Brașov. Opa pentru Ivan Senocico, aruncă printre picioarele portalului și fructifică 3-2 pentru Universitatea. Cerine de 9 metri frumoasă are, are Clujul cu două jucătoare foarte tinere, Irina Ivan, 21 de ani, Laura Popa, 19, și sunt coordonate de experimentata Ani Senocico. Acesta este viitorul pentru Cluj. Mai au hambariste foarte tinere și valoroase și în extremă și la pivot și la poartă. Cu siguranță în 2 ani, maxim 3, dacă se va avea răbdare pe această echipă, va reveni Universitatea acolo unde a fost în ultimele 4-5 sezoane. Hiper de pe extremă fructifică internațională a Coronei. 3-3 Cluj-Brașov. A fost blocată Irina Ivan, pasă de contraatac pentru Camelia Banihotea, gol pentru Brașov, care conduce pentru prima oară în sala sportului din Cluj-Napoca. 4-3 pentru oaspete. Parcă și meciul este mai frumos, are alt ritm, altă dinamică. Culorile, forțând puțin comparația, sunt altele, mai strălucitoare în această sală nouă și modernă. Cred că și handbalistă de la Cluj se săturaseră de vechea sală, Horia Demian, adevărat unde au obținut cele mai mari performanțe. Rămâne a doua sala Clujului, acumulată sala Horia Demian, unde basketul a câștigat titlul de campioană, unde Clujul a jucat pentru prima oară în Liga Campionilor la fete, în urmă cu două sezoane, mari performanțe pentru sportul clujan. Cluj-Napoca se bucură cu o arenă de fotbal nouă de 30.000 de locuri și cu această sală polivalentă. Însă acum oamenii de sport și oamenii din administrație trebuie să aibă grijă de aceste echipe care nu mai sunt de ce au fost odinioară și trebuie să se investească în sportul de echipă al Clujului, păcat de arenă pe care o au la dispoziție ardeleni. A fost faultată Irina Ivan la pătrundere. 7 metri pentru gazde. Senocico față în față cu Dedu. Gol pentru gazde. 4-4 Cluj Brașov, minutul 8. Ați văzut pe suporterii galeriei lui U, sunt la peluză în spatele punții Coronei. Deci pe schema Brașovului a ieșit Popa Petrei din sistemul pivotului, pe pătrundere aruncă prin copii, a deviat acolo Măzăreanu, dar s-a dat 7 metri. Schimbarea pe care o face Clujul, de pe apărare pe atac, iese Roxana Cârjean și intră Laura Popa pentru atac. Se resimte picot, se pregătește Cristina Zanfiră să execute. Paradă pentru Măzăreanu, care a scos cu piciorul stâng. S-a trezorul, coapsa piciorului stâng, s-a dus bigea. Da, cred că a vrut să-i dea la seminălțime între braț și picior. Se bucură normal Ana Maria Măzăreanu, o tânără handbalistă de 20 de ani, care este deloc din Iași, a fost și la centru de excelență din Râmnicu Vâlcea și a mai jucat și pe la Buzău. Ea alături de Nache și acum cu Roxana Bogdan de la Sportiv Școlar Cluj sunt viitorul pe postul de portar la Universitatea. Jucătoare de 18, 19, 20 de ani, Cristina Laszlo, are și 18 ani acum, era mezina locului
Ivan 21. Ce mișcări bună a făcut Cluj-ul urmă cu 3-4 ani și a adus mai multe jucători de la centru de excelență. Să ne uităm acum pe Florina Biriș, care are 17 ani, poate o vom vedea, are nu 16 ani. Raluca Petruș este mezina locului de la Viitorul Cluj, iată o jucătoare de 16 ani în interstânga și una de 17 pe extrema stângă. Poate le vom vedea în repriza a doua, dacă jocul va merge bine pentru Cluj. Se merge cu o faultată de Oana Bondar. Galben pentru Bondar, 9 metri pentru Gazde. Popa a ghicit-o, Denis Adedu s-a dus dreapta porții. A aruncat tare, dar imprecis Andreea Pricopi. În sfârșit vedem și noi o sală regulamentară în România, pentru că mai avem o sală nouă la Piatra Neamț, dar ea nu este regulamentară pentru normele Federației Europene de Handbal. Trebuie 2 metri și jumătate să ai pe marginea terenului, după tușe, atât în spatele porților cât și pe laterale, ca să ai loc de reclame și pentru masa oficialilor. Acesta este standardul RHF. În sfârșit, la Cluj-Napoca s-a respectat acest standard. Era și greu la Piatra Neamț să se respecte standardul, pentru că era un proiect vechi din anii 60-70 cu acea sală din Piatra Neamț, un proiect din fosta Uniunea Sovietică. A fost tamponat aici Ivan de către Tudor. Una dintre soluțiile României și la națională pe fază de apărare, Nicoleta Tudor. Popa, cum se Nocico aruncă pe scădere de nivel, mingea a fost deviată de apărarea Brașovului, corner pentru Gazde. Gol frumos pe pătrundere Anise Nocico. 5-4 pentru Gazde și o eliminare în acest meci, cred că la țăcălie. Da, Adriana Țăcălie a fost văzută de arbitri, a ținut-o și a tras-o de tricou cu adversarea sa la pătrundere. Andreea Pricopi are și a 20 de ani și este deloc chiar din Brașov, la fel ca și Denisa Dedu. Și ele două jucătoare care confirmă de mai bine de două sezoane și jumătate că au valoare de Liga Națională și evoluează pentru Corona. Curjan a ieșit să o ia om la om pe Pricopi. Zafir nu s-a așteptat la acest lucru. Tudor, keeper, scrie din nou cu stânga sa de aur. Una dintre cele mai bune stângace l-a figurat normal din handbalul românesc, Laura Keeper. Și ea este o soluție pentru națională. Este chemată de Gheorghe Tadic în locul lărgit al României pentru europene. Scoate pe colțul scurt Denisa Dedu cu cotul mâinii stângi. S-a văzut această paradă. Da, e și bine pe întâmpinare și a lăsat puțin momeala pe scurt. Zanfir, Cotea și Tudor la 9 metri. Vine și Pricopi din extremă. Keeper înscrie din nou. 3 din 3 pentru Laura Keeper, dezamăgiți antrenorii Clujului, pentru că nu s-a putut apăra în laterale jucătarea lor, cred că este vorba de Tetean. Da, al treilea gol primit pe zona lui Tetean, care a fost schimbată. Paraschiv, Popa, Senocico pentru Chintoan, trei adversare pe ea, interesantă și partea dreaptă la Cluj,
Paraschiv, 31 de ani, Laura Popa, 19 ani. O jucătoare cu experiență și o jucătoare tânără și cu mare perspectivă. Acum Popa aruncă și scoate apărarea în semicer, 7 metri pentru gazdea. Aceasta este Laura Popa, care a trecut peste toate problemele din viața sa ca adolescentă și a reușit să facă ce-i place mai mult, să joace handbal și a ajuns la un nivel extraordinar pe care cu siguranță este mândră și mama sa. 6-5 în continuare pentru Brașov. Dedo a apărat în fața lui Sănăcico. Cât de mult a contat pentru Dedo să fie luată la campionatul mondial din Brazilia de acum 2 ani. A crescut pe lângă națională, a confirmat la Brașov și acum este handbalista pe care se bazează Corona. Gol înscris de colega sa Zamfir. 2 goluri are Corona peste Universitatea Cluj. Sănăcico, Popa, Ivan, are culoar, Laura Popa lasă pentru Paraschiv, da, nu avea cum să arunce cu efect din acea zonă. Paraschiv, jucătoare care a mai evoluat la Poșta Câlnău, singura echipă dintr-o comună care a evoluat în Liga Națională, o comună de lângă Buzău, la Deva și la Rapid. A mai jucat Paraschiv, a venit la Cluj în urmă cu vreo 8 ani împreună cu antrenorul Covaciu. De la Rapid a venit împreună. Iată-o pe Mica Bredeanu, vă spuneam. Are o problemă la spate. A făcut o mișcare greșită, cum se spune, la un antrenament și nu este recuperată. Însă Brașovul trebuie să-i joace și pentru Mica Bredeanu în această întâlnire, să demonstreze că nu este dependentă Corona tot timpul de Mica Bredeanu. Schimbul de om, unde vine pivotul, vă pas în față, nu mai așteptați pe 6 metri. Pentru atac, desfaceți jocul, nu mai băgați mingea în centru. Da? Fă încrucișare din partea aia, descarcă în partea asta la alta. Ne-am înțeles, tot timpul descărcați în partea. Hai să dăm mingea poate din extreme. Da? Haideți! 2, 3, 5! Haide! Deci nu am făcut decât greșeli individuale aici și asta le-a permis să ajungă, fie la 7 metri. Un plasament bun ar fi să ne dăm o intervenție bună. Da? Și dacă ieși așa și ratezi intercepție, să nu-i în ea, că trebuie pe la fel, același combinație. Da? Dar cu răbdare la culoare, poate la culoare. Când se vor apuca și bucureștenii de construit sala polivalentă din complexul Iamanoliu, ne vom putea mândri cu două săli adevărate la Cluj-Napoca și la București și vom putea organiza și noi un turneu final european sau mondial. Nu mai putem să mergem numai cu schemele scoase de pe computer, așa cum a încercat fostul președinte Cristian Gațu să obțină un turneu final în 2009 pentru România. Atunci acel turneu s-a dat Croației, dacă mai țineți minte. Ne putem duce cu un program care este real și să organizăm și noi un turneu adevărat. Gol înscris spectaculos de către Cluj-Napoca la Vinclu. A fructificat cine alta decât Ani Sănăcico, de nu a putut să devieze. Da? Probabil era pe zona apărării, trebuia să scoată colegele sale. Da, Tudor a mimat pasta în extrem, a pătruns pe culoarul creat și a fructificat. 6-8, 6-9, Cluj, Corona Brașov, minutul 17 în prima partidă de handbal din noua sala sporturilor a Clujului. Tot vorbim de această nouă sală de sport, nouă a Clujului, pentru că nu mai avem așa ceva în România, din păcate. În 25 de ani nu s-a construit nicio sală polivalentă în România. Bine, nu s-au construit autostrăzile, dar păi ce să ne mai mirăm că nu avem sală de sport.
Le avem, e adevărat, pe cele 400 de săli în care nu se pot disputa partide oficiale de handball sau de basket sau de handball sau de volei, pentru că nu au dimensiunile necesare. Dar așa s-a întâmplat atunci când s-a făcut un pariu și s-a construit la grămadă, s-au construit săli de sport în pantă, dacă vă vine a crede, însă nu contează. Da, eliminată până la urmă Oana Bondar, ea mai fusese avertizată, avea un galben, probabil dacă dădea drumul mai repede Irina Ivan, era iertată Oana Bondar. Superioritate pentru gazde. Sănoci cu a pătruns, este prima oară când se dă forțare în atac, nu s-a mai dat 7 metri pentru Cluj la parare în semicerc. Eu cred că Sănăcică a avut dreptate la această fază. A fost apărat în semicerc la ambele adversari, au strâns în 6 metri. A protestat moale Ani Sănăcică. Denisa Dedu s-autoprotejează și le protejează și pe colegele sale, se spuneam, șterge asupra față de joc. Iată pe suportele adevărații ai Clujului, cât de mult au așteptat această sală, mai bine de 4 ani. Și cu siguranță o să-i vedem săptămână de săptămână și viitorul suporter al Clujului. Că s-a măsat părinții ai TV Sport, pasă de contraatac pentru... extraordinar, ar atac Cârjan, scoate superb Dedu. Avem nevoie de prestațiile foarte bune ale Denisei Dedu pentru campionatul european din Ungaria. Ea trebuie să o dubleze cu brio pe Paula Ungureanu. Aceștia sunt portarii noștri, Paula Ungureanu și Denisa Dedu. Mai avem pe Mirela Pașca, dar și pe Ionica Munteanu. Gol înscris de Cristina Zanfir, o pătrundere extraordinară. 6-10 pentru Brașov, iată încet, încet, Corona a pus 4 goluri diferență între ea și adversar, pentru că brașovencele au un loc mult mai valoros. Clujul nu mai are nici acele 7 jucătoare în care a stat vreo 4-5 ani, n-au rămas decât 3 handbaliste cu experiență, în rest foarte multe jucătoare tinere și ele talentate. A intrat și Cristina Laszlo, campioana mondială a Clujului. Acum în centru, cu numărul 13, Sănăcică, a trecut interdreapta, deschide jocul la Paraschiv și bară gol pentru extrema dreaptă a Universității. Pe Cristina Laszlo și colegele sale, campioane mondiale de junior, care acum au urcat la tinerete, le vom vedea în luna decembrie pe DigiSport în... datele de 4, 5 și 6 decembrie. Echipa națională de tineret va disputa turneul de fapt cu cupa 1 decembrie. Gol înscris din nou de Brașov. Vor întâlni naționalele Ungariei, Danemarcii și Spaniei la Craiova, Corabia și Slatina pe aceste partide. Uitați, în decembrie le vom vedea pe campioanele mondiale ale României la junioare în direct pe DigiSport în 3 meciuri. A aruncat frumos Sănăcică, în stânga s-a dus Dedu, mingea în dreapta, 8-11, Cluj Brașov. Balist de mare talent Ani Sănăcică, care a jucat și în Danemarca, dar nu s-a acomodat la Randers. Apoi a revenit. A avut și ceva ghinioane în carieră. Da, Irina Ivan a împins-o pe adversara sa pe Popa Petrei. Este eliminare la Cluj. Dacă dai eliminare aici, trebuie să dai și 7 metri. Da.
intrat Tristan să execute. Gol pentru Brașov, înscrie Interul dreapta. Tristan, ăsta eleva lui Bogdan Burcea de la Craiova. A fost accidentat o bună perioadă de timp, încet încet își va reveni la ritmul de joc pentru meci de Liga Națională la 60 de minute și cu siguranță va evolua mai mult pentru Brașov, una dintre cele mai complete echipe, cele mai complete loturi din Liga Feminină, Corona Brașov, care n-a făcut mare tam-tam cu transferuri. E adevărat, au fost orgolii la Brașov să se transfere numai handbaliste din România, un lucru de apreciat. Bondar și Dincă au fost aduse în această vară, s-a completat lotul și Corona cu siguranță se gândește că poate să lupte în play-off apoi pentru titlul național. Foarte multe ratări din situații favorabile pentru gazde în acest meci. Am uitat în minutul 22, 4 goluri pentru Brașov în fața Clujului. Scoate superb din cădere cu piciorul stâng Măzăreanu în fața lui Zanfir. Semnocico, Curjan, au rămas doi pivoți la Universitatea, dar iese Curjan și va intra Laura Popa în inter dreapta. Până la urmă a reintrat Cristina Laszlo în centru, a intrat, a rămas Semnocico în dreapta. Paraschiv a găsit o breșă în apărare, dar n-a putut să arunce. Laszlo aruncă. Eliminare la Nicoleta Tudor. Foarte atenți arbitrii acestei partide. Spuneam Dănuleț și Iordache. Da, a ținut-o de tricou pe micuța Paraschiv, care vrea să se insinueze prin spatele adversarului. Exact în momentul în care era un mic avantaj pentru Cluj, a fost faultată Tetean. Vrea să duce în extrema stângă. Laszlo centru, Ivan stânga, se nuci cu dreapta pentru Cluj. Și a dat seama brașovencele ce vrea să facă. Ani Senocico i-a bătut pe două picioare la prima fază, n-a făcut pași, se consideră un singur pas și a putut da depășire în exterior. 9-12 Cluj Brașov, minutul 24. Scana a intrat și ea la 9 metri, Pricopi, busculată. Însă o problemă pentru Oxana Cârjean, care a fost tamponată în piept. Iată și pe suporterii veniți de la Brașov, cei patru, îi știm din sala sportului brașovană, nelipsiți de la întâlnirile Coronei. Ați văzut pe Ani Senocic, cu antrenorul Clujului, într-o discuție cu observatorul Mezaroș. Cristian Pașifa, uite, 9 metri pentru Corona, care nu prea se mai descurcă la acest pozițional, pentru care un om în minus. A aruncat Briscan, mingea a fost blocată, aruncă Pricopi pentru că a fost mai rapidă și a agățat mingea, a aruncat-o repede în poartă. 13-9. Ivan, ați văzut, nu a fost atentă, parcă a fript-o mingea, cum se spune, a scăpat-o din palme.
Chintoan a venit foarte bine, să ajute pe Sănăcicu, aruncă peste adversar Cristina Lazo, dar n-a găsit spațiul porții. Cinci minute din prima repriză, 4 goluri pentru Corona Brașov, care n-a putut să fructifice niciun atac pe inferioritate. Acum se joacă din nou 7 contra 7. Un gol de toată frumusețea a reușit de Cristina Zafir. Avem nevoie, normal, și de această valoroasă handbalistă la națională să ne ajute în interstânga, acolo unde avem pe Cristina Neagu sau pe Mica Bredanu, depinde cum le va roti în acea zonă a terenului selecționerul. Ați văzut din nou pe Mica Bredanu cum își aplaudă colegele. Paraschiv a vrut să dea depășire, s-a răzgândit, a fost blocată de Balin Hotea. Fază frumoasă a Clujului cu angajarea pivotului și normal Chintoan n-a putut să înscrie și a scos 7 metri. Faza nu este pierdută pentru Cluj, deoarece Cornea Chintoan este cel mai bun pivot al României. Ne bucurăm că a revenit și la națională. Chiar avem o echipă națională de handbal foarte valoroasă, o grupă foarte grea cu Danemarca, Norvegia și Ucraina, spuneam. Laszlo, primă fentă, arunca pe lângă piciorul de sprijin al lui Mârcă, bara a protejat-o pe jucătoarea Brașovului și aceasta zâmbește și se bucură la margine cu colegele sale. Imediat prin copii fructifică, cât de repede a înscris Brașovul. Foarte bun jocul pivotului care a ținut-o pe Sănăci și pe la 6 metri n-a putut să iasă pe tampon. Jumătate de gol, să spunem, îi se datorează și lui Popa Petrei. 9-14 Cluj-Brașov, minutul 27, 9-15. Foarte bine a stat Zamfir la avansat, dar n-a putut să țină mingea în teren. Are intrat Laura Popa în interdreapta. Sănăcicu pune boltă Popa, interesantă mișcarea sa, a fost faultată 9 metri. Se joacă, iată, și cu zâmbetul pe buză, le iese jocul brașovencelor, nu au de ce să fie crispate. Superbă angajarea și finalizarea de potrivă. Laszlo și Chintoan au conlucrat perfect la această fază. Dacă ai pivot valoros, mult mai ușor poți să joci pe pozițional. Chintoan trebuie muncită mai mult, să spunem, de colegele sale, pentru că este un pivot extraordinar. Pricopi și apasă înaltă pentru Popa Petrei. Tudor a scăpat mingea de sub control, Popa pasă de contraatac, agață mingea Chintoan, gol! 11-15, bine că nu s-a accidentat cele două jucătoare, Mărcă și Chintoan. Primul gol la ușor de contraatac, cum se spune, habal pentru gazde. 11-10, două goluri consecutive pentru Universitatea, când mai avem 90 de secunde din această primă repriză. Zamfir s-a așteptat să oprească jocul, bine că n-a făcut pași. Copii, schema, lăsa mingea în spate, aruncă Biscan cu pământul, blochează Măzăreanu. Iarăși pe intercepție, Zamfir a păcălit-o pe Chintoan și cât pe aici se scoate Măzăreanu.
păcate a căzut cu cred pe genul Cristina Zanfi pe celul stâng. Dăm o revoare, reușita sa. De fapt, cred că a simțit o tensiune în genunchi când a aterizat pe ambele picioare în semicerc. Poate va ieși din teren cum urmează pauza și să-și devină și Cristina Zanfir. Ați auzit și un fragment din imnul universității, da, sunt pregătiți normal clujerii pentru acest meci și probabil la fiecare partidă se va auzi la stația de amplificare imnul Universității Cluj, unul dintre cele mai vechi cluburi din România, cele mai respectate. Laszlo blocată de Oana Bondar. Încă 5 secunde, trebuie să arunce la poartă. Clujul o face Laszlo. Dedul normal a blocat și s-a terminat prima repriză a partidei dintre Universitatea Cluj și Corona Brașov. 11-16, iată ce tabelă minată de scor. Este un cub în centrul arenei și este și tabela spre peluză, o vedeți în plan secund. Luăm o pauză de aproximativ 9 minute și ne întoarcem. Am revenit la sala polivalentă din Cluj-Napoca. În câteva momente va începe repriza a doua partidei dintre Universitatea Cluj și Corona Brașov. 16-11 la pauză pentru brașovence. Noi avem un cadru superb cu noua bijuterie din Cluj-Napoca, această sală polivalentă, unde vor avea loc meciurile de handbal și de basket și... Iată, micuții clujeni nu se mai odinesc în pătuțele lor, ci la sala sporturilor, la sala polivalentă, deoarece părinții i-au adus la sala, au vrut să vadă noua minune a Clujului, după ce în urmă cu 3 sau 4 ani s-a inaugurat stadionul de fotbal. Acum s-a inaugurat această superbă sală de sport, prima manifestare sportivă organizată în această sală, partida de handbal dintre Universitatea Cluj-Napoca și Corona Brașov. De azi încolo, atât echipa de handbal cât și cea de basket cu Transilvania Cluj vor evolua în această sală și veți vedea meciurile pe DigiSport. Vom mai avea handbal astăzi pe DigiSport la ora 18 pe DigiSport 2, Hipo cu Leipzig din Liga Campionilor, 115 este meciul. Și apoi la ora 20 vă invităm să urmăriți pe Cristina Neagu în partida între Budușnos și Turinger, tot din Liga Campionilor. Și săptămâna viitoare vom avea numai puțin de 11 partide de handbal. Mâine avem rezumatul Champions League la 17:13 pe DigiSport 3.
Miercuri avem 3 meciuri de handbal, toate pe Digisport 3, la ora 17, Baia Mare, Cluj, la ora 18:30, HM Constanța, CSM București, la 20:15, Odor Hei întâlnește pe CSM Călăraș, CSM Dunărea Călăraș. Iar apoi avem partidele de sâmbătă și duminică. Sâmbătă avem CSM București, Dunărea Brăila, la Potaisa Turda, Handball Club Vaslui, Metz Larvik și Flensburg Barcelona, Liga Campionilor la băieți. Iar duminică, Minaur Baia Mare, Odor Hei, Lublin Baia Mare la ora 15, duminică, Pic Seghe Dunkirk și PSG cu Kiel pe Digisport 2. Duminica viitoare, iată motive din nou să rămâneți pe canale Digisport pentru a vedea cel mai frumos handball din lume. A fost faultat aici Ani Senocico. Chintăuan a dat depășire, dreapta stângă a fost faultată, 7 metri pentru gazde. Sunt aproximativ 3.000 de suporteri în sala polivalentă la prima partidă în noua sală pentru Universitatea Cluj. Se pregătește Tetean să execute acești 7 metri, aruncă pe lângă poartă. Da, multe greșeli neforțate la Universitatea în această partidă. Și ca să mai facem o comparație, această nouă sală de sport din Cluj, frumoasă faza keeper pentru Zamfir, a înscris Cristina Zamfir, care a revenit iată pe teren după ce s-a lovit puțin în prima repriză, a simțit o durere la genunchiul stâng pe aterizare. Vă dați seama, sala sporturilor din Köln, de unde transmitem de 5 ani a Final Four-ul băieților în Champions League, are acea sală 20.000 de locuri față de cele 7.000 la sălii din Cluj-Napoca. Cam acestea sunt diferențele, să spunem, cel puțin între România și Germania la sări de sport. Dar bine că o avem și pe aceasta, normal pot să spună cei sceptici. Pricopi pentru Țăcălie, a scăpat mingea acolo Pricopi, a recuperat Popa Petrei, Zamfir fructifică, este golghetera Brașovului, tonera Cristina Zamfir. A ajuns și ea la 25 de ani, sportiva inventată de profesorii de sport din Slatina. Un centru extraordinar de prolific pentru handbalul feminin românesc la Slatina și în Oltenia, la Corabia, la Calafat, la Balș și normal la Slatina, de unde au pornit în handbal foarte multe jucătoare. Brădeanu, Țăcălie, Zamfir, toate acestea trei sunt din Slatina. Să nu uităm și pe Brânzan Rațiu, pivotul de la Brașov, gol înscris de Universitatea Necăjită, Denisa Dedu, pentru că a marcat, iată, Laura Popa. Are braț foarte bun Laura Popa, are și un fizic extrem de apreciat pentru Niter din handball. Îi trebuie mai mult curaj și să aibă încredere în potențialul său, în bagajul său de cunoștințe și normal trebuie lucrat foarte mult cu această handbalistă care nu are decât 19 ani. Foarte bine a recuperat Ani Senocic, a fost faultată mingea pentru Cluj. Tetean, Senocico. N-a mai jucat Senocico pentru Popa. Contraatac, poarta este liber. A fost prinsă Măzăreanu pe picior greșit.
greșeli copilărești la Universitatea Cluj în această repriză secundă, 13-19. L-aveți în imagine pe Bogdan Burcea, care cred că a făcut semnul handbaliste să nu mai vocifereze la deciziile arbitrilor. Gol înscris de Senocică, 14-19. Este clar, Clujul trăiește prin valoare individuală a lui Ioan Senocică, prin experiența sa, prin angajări la pivot, și se așteaptă suflul nou al clujencilor să se impună. A alunecat aici Cristina Zanfir, bine că n-a pățit un lucru delicat pentru handbaliste să se accidenteze, putea să facă o întorsă aici. Bine că n-avea viteză mai mare și n-a alunecat mai rău. Dumitru Berbece, l-aveți în imagine într-un secund al Brașovului, marele handbalist al României, extremă dreaptă la Steaua și la Națională, medaliat cu bronz și cu argint la Jocurile Olimpice, a fost unul dintre cei mai buni jucători al României pe acest post. Golul cu pământul înscris de Cristina Zanfir. Măzăranu s-a dus în stânga, mingea păcălit-o. Paraschiv pentru Senocică, Popa aruncă și fructifică din poziție centrală. Normal, este imbatabilă această handbalistă. S-a dus dedul în dreapta mingea, puțin în stânga sa, și intră acum o altă handbalistă care este din Brașov, din orașul Brașov, Olariu Mârcă. Se odinește acum și Denisa Dedu. Briscan, pătrunde Briscan, scoate 7 metri. Inteligentă pătrunderea sa, a văzut un culoar acolo între centru și intermediar. Gol înscris din nou de brașovence de la 7 metri prin Adriana Țăcălie, vă reamintim, și ea câștigă Liga Campionilor acum 3 sezoane cu Budușnost. Nu multe handbaliste din România, normal, se pot lăuda cu asemenea performanță. O mai avem pe Cristina Vârzăru acum în activitate, o mai avem pe Lumița Huțu-Pandinu, dar s-a dat forțare în atac. Măzărean a vrut repede să dea pasă de contraatac, dar n-avea cui. Încearcă Universitatea să se mai apropie de adversar, să mai micșoreze diferența de pe tabelă. Ați văzut în spatele porții Coronei mai mulți fotografi. Sigur, va fi mediatizată normală foarte bine această întâlnire. Normal, ți este mai mare dragul să vii într-o asemenea sală de sport ca să vezi o activitate sportivă. Iată-i pe colegii noștri din presa scrisă. De mult l-am mai văzut, iată, mai puțin de 7 fotoreporteri în ce am numărat acolo. Senocică a aruncat în stânga lui Mârcă. S-a dat faultă pentru Universitatea. Eliminare la Corona, Cristina Zanfir. Deci Bogdan Burcea, nu știu de ce a fost terminată handbalista sa, care i-a replicat la margine că nici ea n-a înțeles de ce a fost eliminată. Bogdan Burcea s-a uitat puțin spre observatorul partidei, domnul Zoltan Mezaroș. Nu le-a ieșit
pasa decisivă la Clujeni. Cenz a avut noroc, au rămas pe poziționale. Joacă puțin la trecerea timpului și Brașovul, nu s-a forțat prea mult în apărare, extraordinar, a aruncat foarte tare Popa, a scos mingea mârcă. Un portar cu mare experiență și valoare, Olariu Mârcă, la 30 de ani, și un portar tânăr și de perspectivă cu un potențial nebănuit, Denis Adedu, la 20 de ani. Briscan pentru Pricopi, Săcălie, s-a dat forțare în atac la această fază, contraatac pentru Cujence, poarta liberă, aruncat Florina Chintăuan. Mai mult când a auzit ce spune tribuna, care nu înțelegea de ce se aruncă la poartă, ieșise Mârcă, ați văzut, era cred că la margine, se mai întâmplă. 16-21, 5 goluri avans pentru Corona Brașov, echipă aflată înainte acestei partide pe locul 4 în clasament cu 26 de puncte, în timp ce Cluj este pe locul 13, numai cu 8 reușite, 8 puncte, gol înscris de Briscan. Metri pentru Cluj, a intrat Cristina Laszlo din nou în centru la coordonare cu numărul 13, acum se duce cu joacă stânga, a rămas Popa în dreapta. Începe schema gazdelor, Laura Popa pe scădere de nivel, a blocat Pricopi, pasă de contraatac, liber echiper, gol. Frumoasă faza Coronei. Pasă de contraatac pentru Laura Kiper și aceasta nu a greșit ținta. 7 goluri pentru brașovence, minutul 40, timp de odihnă cerut de Ioana Nisenocico pentru Universitatea. Ați auzit indicațiile celor doi antrenori și un cadru cu Chintăuan, care are deja o contuzie la gât. Doi pivoți, Clujul a încercat pasă printre Chintăuan, nu a fost Chintăuan, a fost Senucico pentru al doilea pivot, al său Cârjan. Foarte bun reflexul lui Olariu Mârcă. Aceasta a fost schema Clujului cu cei doi pivoți, ca să le țină pe apărătoare la 6 metri, se poate veni o jucătoare din Inter sau centru să arunce. A încercat Senocico, dar n-a reușit. Pricopi, Briscan, a avut culoar, dar n-a pătruns. Keeper acum Săcălie, pasă la pivot, faulă jocul cu pivotul la Popa Petrei.
Țară în atac aici, Florina Chinteoan a vrut să pătrundă pe un culoar inexistent, au strâns bine brașovencele. Aici prima neînțelegere la un atac un ritm bun între Pricopi și Țăcălie. Plecase pe poziție viitoare Țăcălie, a vrut să pătrundă la culoar. Chinteoan se duce acum normal pe pivot. Aceasta este schema. Popa pentru Laszlo. În sfârșit se odihnește și Ani Senocică. Frumos! Ce gol splendid a reușit Andreea Tetean, care este deloc din Bistrița. Sacla Vinclu, ați văzut, la închiotura barelor. Bară gol pentru Cluj. Tare și precis punctat Andreea Tetean. 17-23, minutul 43 între cele două formații. Dar au plimbat bine mingea brașovencele. A aruncat prin copii Măzăreanu. Cred că s-a speriat puțin. Da. Cred că nici nu și-a dat seama. Mingea venea pe ea. 17-24, a patra intercepție pentru Brașov în acest meci. Pricopi de această dată și se scoate Măzăreanu, cum se spune, după ce a luat acel gol la faza precedentă. A demonstrat acum că are reflexe extraordinare. Paraschiv, gol pentru Cluj. Faze frumoase la ambele părți. Mărcă este dezamăgită că n-a fost ajutată de colegile din apărare. Iată ultimele două ocazii de gol ale partidei. Scoate Măzăreanu contraatacul lui Pricopi și imediat Paraschiv o învinge pe Mărcă Olariu. Un metru 63 ar Magdalena Paraschiv, cea mai micuță handbalistă de la Universitatea. Se mai întâmplă să greșească și Cristina Zanfir. Ultimul sfert de oră al partidei. 6 goluri pentru Corona Brașov, care de la meci la meci a arătat mai bine în această ediție de campionat. A învins și pe HM Baia Mare. A pierdut meciul de la București cu CSM, dar numai după minutul 55, la o diferență mai mare. Brașovencele n-au mai tras pe finalul partidei, nu aceea era diferența de valoare între București și Brașov. Se va vedea acest lucru în retur și probabil în play-off, dacă echipele se vor mai întâlni. Briscan, până la urmă, minge ajunge la keeper și mai scoate odată Măzăreanu. Două parade extraordinare, odată cu piciorul stâng, odată cu piciorul drept pentru Măzăreanu, mai puțin de 2 minute. A fost sigură pe ea Ana Maria. Că mingea se va duce în dreapta sa și acolo a blocat. Îmbucurător este faptul că Universitatea Cluj, de când a început noul sezon, din iulie, pregătirea, contractele sunt la zi pentru aceste handbaliste. Au rămas numai datoriile mai vechi pe fosta administrație, pe fosta conducere. Angajare bună a lui Laszlo pentru Chinteoan. A fost faultată Florina Chinteoan. 7 metri. Iese Mărcă între Dedu. Se înscrie o tânără handbalistă de 16 ani. Aveți în imagine Raluca Petruș, junioare de la Viitorul Cluj. A fost felicitată Raluca Petruș de colegele de pe bancă. Normal, înseamnă enorm pentru moralul său această reușită în Liga Națională. Briscan busculat de Chinteoan.
9 metri pentru Corona. Iată, ați văzut bandajul la mâna stângă pentru Briscan, unde a fost accidentată. Prinde până la urmă Brânzan Rațiu, fostă jucătoare la Universitatea Cluj în urmă cu 5 ani. Paraschiv era prin semicer, s-a dat iată 7 metri pentru Corona. Gol înscris de Adrian Țăcălie. Și-a dat seama Ana Maria Măzărea unde se duce mingea, dar n-a putut să devieze. Da, aruncările cel mai grele pentru portari, spre plasa laterală între mână și picior. Sunt și riscante aruncările, dar dacă prin spațiul porții e gol, cum s-a întâmplat la Ghiuleau, Laurei Popa. 20-25. Cred că această handbalistă va fi viitoarea titulară națională a României când va mai crește normal, în 2-3 ani probabil, dar ea trebuie bine crescută, cum spune președintele Federației Alexandru Dedu, trebuie să aibă grijă de această handbalistă cu un potențial imens. Scoate din nou Măzăreanu cu mâna dreaptă aruncarea lui Kipper. Avea dreptate danezul Jakob Westergaard. Avem o multitudine de talente, avem foarte multe handbaliste foarte valoroase în România, însă ele nu ajung la potențialul maxim din diferite motive și din acest motiv se pierd foarte multe handbaliste extrem de valoroase. Clar, putem să dominăm acest sport dacă se va face o strategie, nu să se mai lucreze după ureche, cum se întâmplă la noi. Înscrie din nou Laura Popa pe deviere de această dată. Cu câtă nonșalanță aruncă la poartă. Ce frumos biciuie mingea Laura Popa. 21-25, iată Clujul încet încet s-a apropiat la 4 goluri. Mai sunt 11 minute și jumătate. Corona trebuie să fie atentă ca să nu aibă surpriză neplăcută pe final de partidă. Briscan pătrunde pe culoar și înscrie. 21-26, Cluj-Brașov. Au strâns în mijloc clujencele. Cârjeanu s-a înțeles cu Laszlo pe apărare și a venit golul Brașovului pe culoar. Laszlo. Tătean, Laszlo, Senocico a fost Pinteoan, doi pivoți în continuare, așteaptă și Cârjean mingea. Jucătoare de la Timișoara această Roxana Cârjean a fost și la centru de excelență. Cârjean primește paradă superbă pentru Mârcă. Ce frumos i-a revenit mingea apoi în brațe. Încă 10 minute din partidă, 5 goluri pentru Brașov și scoate din nou Măzăreanu. Mingea este pentru Corona. Hotean extremă, gol. 21-27. Nu sunt atente clujencele pe recuperare. Ultimele două faze ale partidei. Parada lui Mârcă Olariu și golul lui Balin Hotea. Vă reamintesc că după această partidă pe DigiSport 3 avem basket din Liga Națională la ora 17, un meci extrem de interesant între Steaua și CSU Sibiu. Și cine mai dorește handbal revine pe DigiSport 2 la ora 18:15 pentru Hipo Viena cu Leipzig din Liga Campionilor și imediat la ora 20, apoi după avem Buduș-Nosturinger cu Cristina Neagu, bară Laurei Popa, contraatac Hotea și din nou gol pentru Brașov.
4 sau 5 goluri în această repriză pe contraatac pentru Corona. 21-28. I-a mulțumit Camelia Balihotea portarului său, care a dat o pasă superbă. Pasă greșită cu mâna stângă, a încercat Senucico pentru Tetean. Ei intră pentru prima oară la Brașov și fosta jucătoare a Universității Cluj, Nicoleta Dincă, extrema stângă cu numărul 4. În dreapta, la Corona, este și Marilena Burghel-Neagu, cu numărul 14, a înlocuit-o pe keeper. A schimbat cu această ocazie, iată, Bogdan Burcea, extremele. Pasă de contraatac, gol pentru Cluj, a marcat tânăra Roxana Cârjan, 19 ani. Pasă perfectă de la Ana Maria Măzăreanu, avem reluarea. Briscan a prins de la Pricopi, Zamfir, apărare avansată pentru Cluj, scoate Măzăreanu. Și acum șansă pentru Cluj să se mai apropie puțin de Corona. Le-a cerut Ioana Nisănucico să riște mai mult la jucătoarea de la 9 metri să fie mai aproape de poartă. A stat acolo foarte bine, mârcă, lângă barea, pe cortul scurt. Depășire frumoasă, a dat paraschiv, dar ineficientă. Dincă și înscrie pentru Corona. O echipă extrem de omogenă, extrem de echilibrată și foarte valoroasă are Corona Brașov. Și din nou un cadru superb cu minunată sala sporturilor polivalenta din Cluj-Napoca. Înscrie din nou, normal, Senocică. Acesta este spiritul universității, trăiește în continuare prin Ali Senocico. Cluj a pierdut două jucătoare de mare importanță și experiență. Gol frumos înscris de Pricopi, așa cum îi place ei, de pe picioare. Tivadar și Simona Vintilă. Dacă uităm, dacă îl amintim și pe portarul maghiar Petroții, ne dăm seama de ce Clujul suferă în această ediție de campionat. Este fault de eliminare aici. Senocico nu cred că a vrut să o împingă așa de clar pe adversara sa, că a avut mai mult să o tamponeze, dar n-ai voie să mai pui mâna pe adversar când te-a depășit. Totul a pornit de la blocajul lui Mârcă. Scăpase pe contraatac de gol Burghel. 7 metri pentru Corona. Discuție la bancă între soț și soție, Ioana Nisănucico și Mihaela Nisănucico. A intrat în poarta Clujului tânăra Bogdana Roxana.
are 18 ani, mai portar tiner la Cluj, Roxana Bogdan 18 ani, Cristina Enache 19 ani, Ana Maria Măzăreanu 20 de ani. A fost faultată din nou Quintoan. Încă 5 minute și 20 de secunde din partidă. 8 goluri are Corona Brașov. Aceasta este cea mai mare diferență de scor pentru echipa oaspete, care nu a suferit deloc în această întâlnire de la Cluj. Tetean a încercat o pivotare, a fost faultată 9 metri. A intrat în extrema dreaptă și Florea, cu numărul 2, în locul lui Paraschiv. Da, aruncă de pe picioare. Popa a fost blocată de Bondar. Contraatac 3-2. A scăpat Dincă și înscrie. Aceștia sunt suporterii unici ai Universității Cluj. Nouă goluri pentru Brașov, care cu această victorie va acumula 29 de puncte și se menține acolo la primele patru echipe din Liga Națională. Cristina Zamfir, pe extrema stângă, când a pus frână, a făcut și pași. Cristina, se mai întâmplă, a diferența asta de scor, chiar nu trebuie să se supere nimeni, care susține Corona, normal. Etapa viitoare, Clujul joacă din nou pe DigiSport miercuri la ora 17 pe DigiSport 3 în meciul cu HM Baia Mare, iar Brașovul peste o săptămână și jumătate, miercuri 19 noiembrie, în derbiul cu SCM Craiova. Va fi ultima etapă din turul campionatului, apoi Liga Feminină se întrerupe pentru a se reuni națională în perspectiva campionatului european din Ungaria, care începe în 7 decembrie la Debrecen pentru noi. Știți bine, suntem în grupă cu Danemarca, Norvegia și Ucraina. A scăpat mingea Quintoan, o lasă pentru Laszlo, a intrat din nou Ivan, faultată 9 metri. A fost ratarea Irinei Ivan, s-au repliat clujencele, țăcălie liberă fructifică, au depus armele ambalistele Clujului, 10 goluri pentru Corona, 23-33, s-a apropiat la 5 goluri în urmă cu vreo 5 minute ambalistele Universității, dar mai mult nu au putut în această întâlnire. După ce ai făcut îngrijișare, du-te larg, pivot, larg, larg, du-te acolo în centru la depășire 1 la 1, i-am înțeles? Jucați cu extremele mai departe. Hai cu apărarea, hai cu apărarea, haide, 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 nu ceda, nu ceda, 2, 3 și, nu ceda. Cu atac de culoar sau cu aruncări de afară, da? Nu ne mai băgăm la bătaie acolo, 2 minute, hai să ieșim sănătoși, bravo. Bravo, bravo! Si, si, si! Haide! Două minute! E logic ce a spus Bogdan Burcea la timeout. Nu mai riscăm nimic, nu ne mai băgăm la bătaie. Și a felicitat handbalistele pentru
rezultat și pentru jocul prestat. Din nou Zamfir pe a treia recuperare în această partidă și înscrie. 23-34 Cluj-Brașov. Brașovul a fost ocolit de accidentări și ne bucurăm pentru acest lucru, normal. Nimeni nu trebuie să se accidenteze, trebuie să fii valid și să joci pe teren, să se decide totul pe terenul de sport. Comparativ cu ce s-a întâmplat la Baia Mare, care are o echipă decimată, atacă normal și în sport, ca și în viață, normal, uneori ai noroc, uneori ai ghinion. A intrat Raluca Petruș cu numărul 20, acum la minge, are 16 ani, vă spunem, această handbalistă pentru Cluj-Napoca. A fost lovit în față la Riu Mârcă de tânăra extremă a Clujului. Cristina Boian, tânăra handbalistă de 19 ani și ea de la centrul de excelență, dar a învățat acest sport la Bistrița. A lovit în față pe Mârcă Olariu. Sunt cele mai periculoase lovituri primite de portari. Față în față cu extrema, de la vreo 3-4 metri, se ține o minge în față. Normal, nu este plăcut pentru nimeni. S-a deschis, cum se spune, numai primul inel la sala sporturilor din Cluj-Napoca pentru partida de handbal dintre Universitatea Cluj cu Brașov. Până la urmă, medicul Brașovului o sfătuiește pe Ana Maria Olariu Mârcă să iasă de pe teren. Încurajată Ana Maria de această minge primită în față. Ultimul minut al întâlnirii, 11 goluri pentru Brașov. S-au marcat multe goluri, iată, până acum 57. Pricopi a vrut să arunce și de pe picioare, a fost blocată la braț de Cârjan. A fost o greșeală lui Bârsan la semicerc. A lui Briscan. Vrea să înscrie și reușește din acțiune tânăra la Ruca Petruș după ce a marcat o dată de la 7 metri. Spuneam, echipă de mare perspectivă pentru Universitatea Cluj-Napoca, gol înscris din nou de Zamfir, care parcă a și obosit de câte goluri a marcat în această întâlnire. Ați văzut gestul său pe final. Acesta este scorul final al întâlnirii, tot la 11 goluri. Reușește să învingă Brașovul în deplasarea de la Cluj-Napoca. Clujul rămâne pe locul 13 cu 8 puncte. Brașovul urcă pentru moment pe locul 3 cu 29 de puncte și așteaptă meciul pe care CSM București îl are la Târgu Mureș. Se felicită normal la cele două echipe. 35-24, scorul final, Brașovul a învins la Cluj-Napoca. Sunt Costi Provo, vă mulțumesc, rămâneți pe canalul Digisport, la revedere!